emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare, de promovarea candidaților, a celor oameni care își doresc să se implice mai mult în viața comunității pe care o își doresc, de fapt, să o reprezinte pentru următorii 4 ani. Mare parte dintre ei au identificat mai multe probleme, mai multe proiecte care poate nu au fost aplicate așa cum ar fi trebuit, cum și-ar fi dorit hunedorenii de veni, pentru că astăzi vom discuta despre DEVA și vom discuta despre proiecte, soluții și viziune. Astăzi, alături de mine, este domnul Gabriel Ionașcu, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor, pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua și telespectatorilor dumneavoastră! Și doamna Cristina Mihălucă, candidat AUR pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Încet, încet intrăm așa în linie dreaptă, să spunem, pentru că deja mare parte dintre dumneavoastră v-ați stabilit o direcție în ceea ce privește până la urmă proiectele cu care veniți în fața devenilor și viziunea pe care o aveți pentru a dezvolta și mai mult reședința de județ capital a județului Hunedoara. Aveți o activitate destul de intensă și în rândul oamenilor, lucru pe care îl vedem zi de zi și pe rețele de socializare și nu numai, pentru că sunteți tot mai vizibili în rândul oamenilor. Da, suntem prezenți în rândul oamenilor nu doar acum pentru că este campanie electorală, nu înainte pentru că a fost perioada de pre-campanie. Noi suntem, am fost și suntem prezenți în permanență în mijlocul oamenilor pentru a identifica nevoile fiecărui cetățean al municipiului Deva. Este foarte important pentru noi acest contact, pentru că în felul acesta reușim să particularizăm nevoile cetățenilor pe zonele, pe fiecare zonă a municipiului Deva. De exemplu, toate doleanțele cetățenilor au un numitor comun, însă atunci când discutăm cu cetățenii din micro 15, de exemplu, sau cu cetățenii de peste linie, cum este împământenit din Grigorescu, bineînțeles că acestea au anumite particularități și ele trebuie să fie ancorate în nevoile cetățenilor din zona respectivă. În primul și în primul rând ne dorim să trecem de la nevoile primare, asta însemnând un mediu curat, un aer curat, o apă curată, proiecte și programe educaționale, așa zis, sucon și laptele, care deocamdată este aparajul Consiliului Județean, însă toată aceasta, printr-o colaborare cu Consiliul Județean, aceasta poate trece în administrarea primăriei, dat fiind faptul că instituțiile de învățământ sunt arondate primăriei. Cred că putem să facem lucruri bune, pentru că, până la urmă, trebuie să ne preocupe ceea ce creștem. Trebuie să ne ducem de la fondul primar, adică, efectiv, copiii, tineretul și implicit persoanele și întreg toți locuitorii municipiului Deva. Astăzi am alături de mine pe colega mea, Cristina Mihălucă, un antreprenor de succes, un om deosebit și care a făcut performanță și performează în domeniul reciclării deșeurilor. Pentru că tot făceam vorbire și referire legat de un mediu curat, un mediu sănătos. Eu, în cadrul echipei cu care, deși cu riscul de a săvârși păcatul trufiei, mă mândresc pentru că am adunat alături de mine în acest proiect de suflet pentru mine și implicit pe care doresc să-l dăruiesc devenilor. Am adunat oameni cu experiență, cu expertiză în toate domeniile, începând de la mediu, administrație,
absorpție de fonduri europene, pentru că implicit, știți și dumneavoastră, fără absorpție de bani, dacă nu ai bani, nu poți să faci lucruri. Ori toate acestea adunate la un loc au creat un program deosebit, un program de aur pentru Deveni, aur și la propriu și la figurat, și dacă Deveni ne vor investi cu votul lor de încredere pe data de 9 iunie și pe această cale îndemn să iasă în mod masiv la vot, dragi Deveni, pe data de 9 iunie ieșiți masiv la vot, în primul și primul rând pentru a preveni fraudarea votului dumneavoastră și în alt ordine de idei, pentru a vota oameni devotați comunității, oameni care își doresc relansarea lucrurilor în municipiul nostru. De aceea, pe data de 9 iunie, aveți 5 buletine de vot. Pe toate 5 buletine de vot, votați aur și noi nu vă vom dezamăgi. Haideți să cunoaștem și noi și cei care ne urmăresc în primul rând mai bine omul Cristina Mihăluca, pentru că până la urmă asta vor deveni, să vă cunoască mai bine, să știe cu ce veniți în fața lor, care este oferta dumneavoastră. Așadar, cine sunteți? Administrez o societate de colectare deșeuri în localitatea Deva și ca toți cetățenii cred că dorim o schimbare, o schimbare mai bine. Cel puțin pe partea ce privește mediul, undeva s-a lăsat de mult de dorit, ceea ce se și vede în ziua de astăzi. Propunere, spre exemplu, sunt fel și fel de instalații, spre exemplu, din gunoaiele menajere, instalații de gazificare a deșeului menajer, care se pot face pentru localitate, să producă căldură, energie. În al doilea rând, reciclarea deșeurilor, care nu știu cât se face. Un subiect extrem de sensibil, să spunem, exact. Despre care se tot discută, toți vorbim de reciclare, toți vorbim asta de... Asta la nivel național până la urmă. Exact, la nivel național. Dar în ceea ce privește Deva, pentru că toți dorim, dar nu știu dacă cât avem fiecare aportul ca să facem ceva în ceea ce privește mediul. Deci veniți cu soluții și din acest punct de vedere, de vor putea sigur că aibă parte de această schimbare și în ceea ce privește reciclarea și gestionarea mai bună a deșeurilor. Gestionarea, exact, a deșeurilor separat, bineînțeles, nu la grămadă cum se face în ziua de astăzi și nu se știe cantitativ, doar estimăm niște cantități, cred că, în zona asta de deșeuri, în ceea ce privește localitatea. Da, sunt probleme care, iată, cumva își găsesc și soluțiile, pentru că spuneați dacă mai devreme... Dacă vă amintiți, într-o emisiune anterioară, chiar aici la dumneavoastră, discutam despre soluția pe care noi, cei de la ori, prin cei doi consilieri pe care avem în Consiliul Local Deva, în momentul de față, am propus, însă am fost persiflați și... așa, ușor batjocoriți legat de propunerea noastră în ceea ce privește acest sistem alternativ pe care noi l-am propus, un sistem finlandez prin implementarea celor două CAF-uri care în felul acesta ne scăpau și de acest gunoi. Ce sunt aceste CAF-uri? Să înțeleagă și telespectatorii noștri. Sunt niște instalații prevăzute de reciclare care prin ardere reciclează gunoiul și implicit produc energie. Ele pot fi, în cazul în care nu ai suficient deșeu, deci practic ți-a epuizat stocul de deșeu, ceea ce este foarte bine, ele pot funcționa atât pe gaz cât și pe curent și așa mai departe. Dacă corelăm toate acestea și ne gândim la Green Deal-ul, adică facem referire la Green Deal-ul care ne-a fost impus prin crearea unui parc fotovoltaic pe care tot noi cei de la ori ne-am propus să-l realizăm și există fonduri în acest sens, doar că ele nu sunt accesate de actuala administrație, este trist, Deveni trebuie să știe acest lucru, că actuala administrație pentru 2024 la capitolul investiții are zero, dragilor, zero sumă alocată pentru investiții, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale dumneavoastră. De asta un alt stimat coleg de-al meu îi spune
primarul zero, pentru că nu poți, dacă nu ai proiecte, nu poți să vii în fața oamenilor să spui ce. Ei, toate acestea sunt în strânsă corelare. Mai mult de atât, este sezonul în care se face toaletarea arborilor, se realizează toaletarea arborilor, se amenajează zonele verzi. Aici iară suferim din punct de vedere al zonelor verzi. Noi ca și municipalitate avem o mare problemă. Este un deficit foarte mare în ceea ce privește alocarea de zonă verde pe cap de locuitor. Bine, dacă am măsura-o pe verticală, cred că ar acoperi... Pe verticală ar acoperi. Și aici iar este o problemă. De fapt, întreg palierul este tot... numai o problemă este. Și pe orizontală, și pe verticală, cum dinamizăm lucrurile, acolo suntem. Însă, chiar și pentru aceasta, pentru aceste deșeuri provenite din vegetație, avem soluții. Colega mea aici de față poate prezenta un proiect în acest sens. Deci chiar putem îmbunătăți și în speță, în felul acesta putem crea acel mediu sănătos, acel mediu curat, reciclat. Noi suntem parteneri pe ADI deșeuri, da? Însă, în momentul de față, cetățenii trebuie să știe că, pe lângă taxele de salubrizare, care sunt exorbitante, mai plătesc o taxă specială pe tona de gunoi. Mi se pare o taxă discreționară, ne la locul ei, și o taxă care vă împovărează pe dumneavoastră, dragi cetățeni. Soluțiile pe care noi, cei de la URL, le propunem sunt... nu doar de a eficientiza această gestionare a deșeurilor și implicit reciclarea lor, pentru că e firesc ce e din natură, natură să se întoarcă, da? Nu doar să, și în primul rând să despovărăm pe cetățean de anumite taxe. Parte dintre banii care ar proveni din reciclare se pot întoarce în comunitate? Bineînțeles. Ei se pot există întoarce... această da. Posibilitate. Da. Ei se pot întoarce în comunitate și de asta, după cum vă spuneam, am lucrat intens la aceste proiecte și programe, pentru că lucrurile merg destul de prost în ziua de astăzi. În urmă cu ceva vreme, țara noastră risca să intre în infringement datorită gestionării proaste a deșeurilor și în special reciclărilor. Acestea a dus la crearea ADI deșeuri. Însă, din păcate, politicul își spune cuvântul și chiar și aici, în rândul deșeurilor, în cadrul deșeurilor, și e trist pentru că nu s-a făcut altceva decât s-a creat o sursă de creare a altor bani pentru anumite sinecuri. Nici de cum pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale devenilor și implicit ale oamenilor în general. Așadar, aveți soluții și pentru aceste resturi vegetale provenite din toaletarea arborilor, din tunderea zonelor verzi. Care sunt acestea? Adică ce s-ar putea face cu aceste resturi vegetale? În compoziție cu alte, spre exemplu, crengile, se pot folosi ca și compost pentru agricultură. Deci am colaboratori care fac acest compost în momentul de față și le exportă pentru agricultură. Deci crengile se toacă la anumit granulație. Deci în momentul de față undeva nu știu ce se întâmplă cu ele, unde se duc, pentru că nu cred că le valorifică nimeni sub nicio formă. Se depozitează probabil în ceva spații care nu... Dar este soluție pentru orice. Deșeurile de sticlă la fel... provenite inclusiv de la ambalaje, inclusiv geamurile, se pot folosi pentru prefabricarea acelor betoane care se folosesc inclusiv cu deșeul acela de sticlă. Deci atât cum totul și... practic așa într-un exact, circuit, pentru exact. Că există și în județul Hunedoara și undeva cu siguranță exact. Firme care au acest profil de activitate și totul ar bine, putea profil, să rămână dar, cumva aici în județ. Da, se pot lua pe fonduri vis-a-vis de primăriile, de
în colaborare cu anumite societăți, poate fi un parteneriat între primărie și societățile care se ocupă cu reciclare. Deci există soluții, doar să se vrea să facă acest lucru. E bine că iată veniți dumneavoastră cu aceste soluții și le prezentați devenilor, pentru că de cele mai multe ori, exact cum spuneați, toate deșeurile sunt aruncate la același, în același loc, sunt ridicate de asemenea la grămadă și iată cum aruncăm practic probabil milioane de euro, nu? Da. Pentru că ce este trist este faptul că deși noi am putea din toate aceste deșeuri care până la urma urmei, cum modăm, cum o sucim noi ca și comunitate, suntem generatori de deșeuri și nu puține la număr. Însă dacă există strategii în acest sens și există o gestionare corectă a acestor lucruri, ele pot fi eficiente, ba mai mult de atât, pot crea alternative la materialele sau la produsele tradiționale. După cum spunea colega mea, ați văzut, se poate în industria construcțiilor, se pot întoarce în agricultură. Este trist că noi nu putem realiza asemenea lucruri aici pentru că nu am avut o administrație vizionară. Băi, fraților, hai să vedem ce putem face cu ele. Adică nu mă apuc acum, toaletez arbore și după aia mă chinui și ascund pe diferite deponeuri de astea ad hoc, încropite ad hoc, le las pe deal, pe Archia, pe mai știu eu pe unde. Există surse de finanțare pentru și aparatura necesară pentru prelucrarea acestor... Există axe de finanțare în acest sens, există axe de finanțare, noi am identificat, pentru că, după cum vă spuneam, eu vin la pachet cu echipa, nu doar cu specialistul în gestionare, cât și cu specialistul în absorpție de fonduri. Fiecărui coleg aș putea să spun, am discutat cu fiecare în parte și fiecărui coleg i-a revenit atribuțiunile pe linia și pe domeniul de expertiză care îi revine. De asta spun mereu, primarul este cel care ar trebui să conducă, să aibă capacitatea necesară să conducă o echipă de profesioniști vizionar, fiecare la rândul lui vizionar în domeniul ocupațional pe care îl are. Totodată trebuie să imprimi colectivului, trebuie să imprimi viziunea ta și implicit să ai puterea să asculți pe specialist și să urmezi indicațiile care ți le dă și în felul acesta vei face lucruri bune pentru comunitate. De aceea, dragi deveni, să știți că un primar fără o echipă de oameni competenți în spate nu poate face treabă de unul singur, de aceea am nevoie de acei consilieri pe care îi găsiți pe buletinul de vot la poziția 2. Vă îndemn pe data de 9 iunie să votați Gabriel Ionașcu primar și implicit consilierii AUR pe buletinul de vot la poziția 2. Spunea puțin mai devreme doamna Mihălucă de acest parteneriat public-privat. Credeți în funcționabilitatea unui astfel de parteneriat? Da, există legislație în acest sens, doar că nu este persiflată, ca tot ceea ce ar putea fi bun în România este bagatelizat, așa, este lăsat deoparte și toată lumea fuge. O spun cu responsabilitatea, am proprietatea cuvintelor și o spun cu toată responsabilitatea. Să știți că în mare parte se fuge despre acest parteneriat public-privat prin prisma mânăturilor care s-ar putea face și atunci mai bine lăsăm noi, lasă că ne facem noi treaba, nu luăm banii alocați pentru că, de exemplu, dacă accesăm o axă de finanțare, axa aia este verificată, ai anumite etape de implementare a proiectului respectiv, ești verificat pe etape cum ai implementat proiectul. Da, este dacă și noi face... să se întâmple de altfel. Absolut. Însă dacă facem, rupem un contract în 3, 4, 5, 6 bucăți, îl dăm prin atribuire directă, am scăpat de orice verificare și dăm noi la firmele noastre de casă să-și facă treaba și avem lucrările care le vedem cu toții și le resimțim. În momentul de față, aceste caricaturi de lucrări, aș putea spune, că e... noi punem begonii în centrul Devei și
după ce ai trecut... E bine că se înfrumusețează, nu? Și da, dar după ce te duci în Dacia, nu te vezi de... Dacă scapi un copil de 2 ani în spatele blocului, nu-l mai îl pierzi. Ne mai pun la socoteală faptul că în ultima perioadă căpușele s-au înmulțit și fapt ce determină un risc real pentru sănătate, pentru că după cum bine știm cu toți, în înțepătura unei căpușe poate duce la boala cu 1000 de fețe. Este un risc enorm, pentru că aici vorbim cum despre... Cum ați gestionat dumneavoastră această situație? În primul și în primul rând, cred că trebuie lucrurile trebuie dinamizate prin serviciu propriu al primăriei. Ori în situația în care nu reușești să gestionezi lucrurile prin serviciu propriu, fie dintr-o lipsă de personal suficient calificată, poți externaliza anumite lucruri. Se poate face un parteneriat, pentru că mi-amintesc pe vremuri se mai lucra încă cu penitenciarul Bârcea prin contracte firești, contracte normale, pentru că noi trebuie să ne regândim, să gândim lucrurile dinamic. Totodată și cei care săvârșesc o pedeapsă privativă de libertate au posibilitatea prin aceste programe de redare a lor în societate și implicit de ei participă la diferite munci, care bineînțeles sunt remunerate, sunt retribuite. Deci se poate face și se poate gestiona foarte bine situația. Acum, într-adevăr, au fost ploi, vegetația abundă, e sezonul propice pentru aceste lucruri, dar chiar nu putem să stăm. Adică, bun, nu avem personal, ce facem? Nu mai avem buget. Aici e problema. Nu mai avem buget pentru că l-am cheltuit și l-am gestionat prost. Am dat 4 milioane pe o telecabină nefuncțională care stă și acum avem suspiciuni rezonabile că au fost folosite anumite componente. Deci cam vedeți cum stau, cam așa stau lucrurile. Pe ansamblu lucrurile stau prost. Și devenii, sunt convins că au văzut, devenii sunt scârbiți, sunt sictiriți, li s-a indus această stare de lehamite și chiar nu mai au încredere în toți politicienii. Însă, eu îi îndemn să aibă încredere în noi, cei de la AUR, pentru că nu noi am condus țara timp de 35 de ani. Comasații au condus țara timp de 35 de ani. Pe cale de consecință ar trebui să iasă masiv la vot pentru a-i sancționa pentru incapacitatea lor de a le pune în aplicare promisiunile și dacă vor vota AUR, vor vedea că noi tot ceea ce promitem ne vom ține de cuvânt. Veți avea această oportunitate până la urmă, pentru că așa cum spuneați până acum nu ați fost la guvernare, nu ați fost, în funcții cheie, să spunem, pentru a putea să, ca oamenii să... Să aibă o măsură, ca să spun așa. Dar spuneți puțin mai devreme că oamenii tind așa să spună despre toți politicienii că sunt la fel, sunteți toți în aceeași oală, de ce aș vota AUR? Cu ce sunteți diferiți? În afară de faptul că nu ați fost la guvernare până acum. În primul rând, AUR, cred că se impune a face o precizare. AUR nu este... Eu am mai spus-o și în enumărate rânduri când am fost întrebat de ce AUR, de ce nu un alt partid tradițional. În primul rând, pentru că AUR nu este un partid politic. AUR este o stare de spirit. Este acea fuziune a celor din AUR și a celor care își doresc să facă lucruri în AUR cu cetățeanul. Există o interdependență între nevoia lui și nevoia mea. Tot ceea ce are nevoie fiecare cetățean al Devei, implicit, acele nevoi sunt și ale mele. Și existând această interdependență, atunci când faci lucruri și te gândești să faci lucruri exact cum le-ai face pentru tine, în aceeași măsură îți va răspunde și cetățeanul. Și va vedea că lucrul acela este făcut din suflet și cu drag, făcut în folosul și interesul lui. Știți, este o vorbă, funcția schimbă omul.
Da. Credeți că odată ajuns, să presupunem, în acel fotoliu confortabil sau nu de primar, vă va schimba această funcție, mentalitatea și ideile pe care tocmai puțin mai devreme le-ați enunțat? Nu, cu siguranță nu, pentru că și o și spun cu toată responsabilitatea, eu sunt un om dintre oameni și voi fi mereu între oameni, indiferent de poziția pe care o voi ocupa. Din poziția de primar voi fi în permanență în mijlocul oamenilor, pentru că munca nu începe la birou, da, se poate, ai desemnat documente, ți-ai făcut treaba, după care ai plecat în teren și stabilești proiecte și obiective pentru ziua în curs. Știți, eu pe vremea când eram militar aveam un caiet cu program. Așa era la noi la militari, aveam un program zilnic. Totul bine structurat. Totul bine structurat și calibrat. Pe ore, de la ora 7 la 7.30 întocmesc documente, de la 7.30 la 8. Să înțeleg că v-ați cumpărat o altă agenda acum, nu? Și cu siguranță agenda mea va fi agenda fiecărui cetățean din municipiul Deva, agenda în care eu voi structura problemele cu care fiecare cetățean se confruntă și implicit voi rezolva problemele cu care ei se confruntă. Cred că un lucru care este imperios necesar este cel de a chiar de a face anumite audiențe în aer liber și a convoca pe cetățenii pe diferite zone și cartiere și așa mai departe, în a veni și a îndemna să îndrăznească, pentru că aici iară este o problemă la care noi suferim. Vedeți dumneavoastră, oamenii au fost ignorați atât de mult timp încât nu mai îndrăznesc să-și mai spună păsurile. Trebuie să le redăm oamenilor încrederea că se pot adresa autorităților, pentru că noi suntem în slujba lor, pentru asta mergem la primărie, eu și colegii mei, pentru asta ne dorim să fim în slujba cetățenilor. Și pentru că suntem în cele 40 de zile în care Mântuitorul, încă Iisus Hristos, încă este în mijlocul nostru și este printre noi, în ultima săptămână înainte de răstignire, Mântuitorul a spus o pildă foarte bună ucenicilor săi. Este pilda în care Mântuitorul Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor și a spus așa: cel ce se vrea întâiul să slujească tuturor. O pildă pe care cred că toți primarii, toți președinții de consilii județene, mai mari satelor și orașelor, așa cum bine spun preoții în Sfânta Liturghie, ar trebui să-și o însușească. Pentru că noi toți, cei care ne dorim să accedem în demnități publice, noi suntem în slujba cetățeanului. Noi suntem jucătorii pe care cetățenii din tribune îi trimit în terenul de joc. În ultimele două minute din această emisiune o să vreau să ne spuneți foarte pe scurt, doamna Mihăluca, ce v-a îndemnat în această luptă, în această dorință de a vă implica și mai mult în viața comunității? Da, eu sunt, cred că, printre cei mai noi din aur. Da, dar foarte, pe un domeniu foarte deosebit de important. Cred că în ultima lună așa am fost acaparată și îmi doresc o schimbare, normal, pentru noi, pentru copiii noștri, pentru că, vedeți, toți pleacă, toți își îndrumă gândurile spre alte locuri, să nu rămână aici. Pentru că nu au pentru ce să rămână în momentul de față. Și asta v-a determinat cumva să vă implicați mai mult în viața comunității. Normal. Și sperăm să facem acea schimbare. Ați mai făcut politică înainte? Nu. Este pentru prima dată când sunteți, iată, membra unui partid. Da. Noi vă dorim mult succes, dar înainte de a ne lua la revedere de la telespectatorii noștri, o să vă rog, domnule Ionașcu, să le transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc. Dragilor, mâna aceasta înseamnă 5 buletine de vot. Pe toate cele 5 buletine de vot, vă îndemn cu toată credința și dragostea să votați aur. Și în felul acesta ne veți ajuta să facem România bine.
să facem lucruri bune pentru dumneavoastră și implicit să reușim tot cu ajutorul dumneavoastră să trimitem patrioți adevărați în Europa. Pentru că aici discutăm și despre alegerile europarlamentare și este foarte important să avem în vedere ce oameni trimitem la Bruxelles în Parlamentul European pentru a ne reprezenta. De aceea vă îndemn cu toată dragostea să votați AUR pe toate 5 buletine de vot. Doamne ajută, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne bucurăm după data de 9 iunie. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, mult succes vă doresc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!